Da, adevărat, a fost un meci greu. Pandurii, după cum am zis și în săptămâna asta, o echipă foarte bună, a dominat CFR-ul. Ne-am închis foarte bine, nu am primit gol. Până la urmă asta am dorit la, aici, la Târgu Jiu, să nu primim gol. Am avut și trei momente, poate singur cu portarul. Din nou l-am făcut mare pe Mingote. Nu zic că am dominat noi jocul, dar așa, pe fondul acesta de dominare al gazdelor, puteam să înscriem. Accidentarea mea, ce pot să zic, mă doare tare pe coapsă, în spate. Am simțit așa o fulgerătură și o contractură așa a mușchiului. Sper să fie o întindere, cel mai rău caz, dacă nu ruptură. Bineînțeles că este bun un punct. Ne-am propus să nu pierdem astăzi după înfrângerea pe care am suferit-o cu Mediașul. Un joc extrem de greu, poate una dintre cele mai bune echipe pe care le-am întâlnit până acum, dar suntem foarte fericiți pentru punctul obținut și putem pregăti meciul cu Sportul cu mult mai multă încredere. Da, este un punct muncit, un punct pe care îl luăm și îl dedicăm suporterilor care au fost astăzi în tribună, care ne-au susținut până la final. Cum am spus și la conferința de presă, noi suntem o echipă muncitorească. Unii joacă fotbal, noi muncim fotbalul și este bine așa, pentru că acestea sunt mijloacele noastre. Să nu uităm cele trei ocazii pe care le-am avut. Puteam să și câștigăm meciul, dar, precum am spus, un punct adunat la zestre. Urmează un meci cu Sportul, care e în creștere? Da, acest punct nu are nicio valoare dacă nu batem acasă pe Sportul Studențesc. Jucătorii știu acest lucru, toată lumea știe acest lucru și bifăm acest joc acum, ne bucurăm pentru punctul luat, dar importanța jocului de duminică este vitală. Nu știu dacă am fost omul meciului, dar am încercat să-mi fac datoria pentru că am intrat în meci cu gândul la greșeala pe care am făcut-o și am încercat să uit. Doar că a fost un meci de uzură și pentru asta am venit aici să scoatem punct sau puncte și într-un sfârșit am reușit să scoatem un punct. Cred eu că e meritat. Putea fi altfel, am avut și noroc, cred. Dacă marcam noi, dacă marcau ei, poate, eu zic că e echitabil. Chiar dacă am avut două șanse foarte mari, mai mari ca ale lor, dar cred că e echitabil scor. Punctul obținut astăzi nu are nicio valoare dacă nu vom reuși să câștigăm duminică cu Sportul. E un meci de care pe care pentru noi. Am venit aici în ideea de a nu pierde. Nu am făcut un joc spectaculos, am reușit să ne închidem foarte bine și să închidem culoarele spre poarta noastră, pentru că știam că Pandurii au în componență jucători care pot face diferența. Dar cred că în a doua repriză ocaziile foarte, foarte clare de gol le-am avut noi, în ciuda faptului că am fost dominați în mare parte a timpului de către echipa din Târgu Jiu. Îmi felicit jucătorii pentru rezultat, dar, repet, punctul acesta obținut nu are nicio valoare dacă nu vom reuși să batem duminică Sportul. Le mulțumim suporterilor care au venit lângă noi. Cerem scuze pentru eșecul din jocul cu gaz metan. Nu am apucat să fac asta și vreau să o fac. Le mulțumim că au încredere în continuare în noi și din tot sufletul sperăm să nu-i dezamăgim și să reușim să ne atingem obiectivul.